Salutare și bine te-am găsit la ziua cu numărul 301 din 366. Eu sunt Sorin Veșteman și în fiecare zi anului 2024 fac câte o prezentare la câte un pachet de cărți de joc diferit. Cărțile de joc pe care vi le prezint în cele din urmă vor ajunge pe zidul de cărți din spatele meu. Astăzi vă prezint pachetul Orbit versiunea 5-a. Haideți să deschidem pachetul, să descoperim împreună. Cred că este al treilea sau al patrulea pachet Orbit pe care îl prezint. Știu că o să mai fie cel puțin unul de Crăciun. Dar mai avem până acolo, Orbit mare scris pe centru, avem așa că niște munți, niște wave-uri, niște unde pe aici, niște culori superbe, un cian, nu știu ce asta, habar n-am ce culoare asta, verde, ca autobuzul din București. Fifth edition, pe una dintre margini, distributed by theorbitbrown.com, San Jose, California, made in USA, illustrated by Daniel Schneider. Sper că n-am pățit ceva pe aici. Logo-ul de la Orbit cu o planetă în jurul unei planete, numărul 23 aici pe sus și hai să deschidem pachetul. Avem foarte frumos cu portocaliu, cât o rachetuță pe fiecare flaps și cărțile de joc. Știu că am desfăcut acest pachet acum mult timp, dar nu m-am jucat mult cu el, doar l-am folosit foarte puțin. Sunt convins că nu mai știu foarte multe despre el. Avem acest cerc Orbit și se vede aici foarte mic un astronaut, superb se vede, și pe margine se duce această dungă cu portocaliu. Combinația de culori este fabuloasă, pur și simplu o ador când mă uit live la ea. Foarte frumos se vede. Pe față avem un astronaut care seamănă cu Jokerul de la Bicycle, tot așa cu ceva milestone aici în dreapta. Amândoi sunt la fel, foarte, foarte simpatici. Avem și asul de dimineață, se vede absolut superb, parcă văd prin pachet cumva acest as. Designul mă refer aici din centru. Un astronaut care se uită la pământ, Persist and Endure the Orbit Deck, theorbitbrown.com. Cărțile au, nu știu, parcă nu sunt negre, sunt un pic spre maroniu, bat cumva această culoare. Este un pic șlefuită, ștearsă. Pe partea de picture cards le avem modificate. Foarte tare. Avem și cărțile roșii, uriașe, mari, vizibile. Deși l-aș recomanda și pentru trucuri, vreau să recomand mai mult pentru cardistrii. O, ce bătrâni aici pe popa de inimă roșie. Și restul cărților de joc de inimă roșie. O carte cu spate dublu, o dublură, un om de inimă neagră și jokerii pe care am văzut. Cele patru cărți extra, bineînțeles, le punem deoparte. Avem 52 de cărți și putem să-i dăm drumul la un evantai. Sunt convins că n-a ieșit perfect datorită faptului că m-am jucat eu cu el, dar îl simt eu deja că el are un feeling foarte frumos pachetul și dacă apăs poate un pic mai tare este și mai bine. Dar puteți să vedeți cărțile de joc. Hai să le vedem și pe spate, tot la fel, facem un evantai. Parcă a ieșit un pic mai bine. Sunt convins că acest pachet merge perfect atunci când este nou. Sau poate m-am jucat mai mult cu el pentru că văd un pic mai gălbejor pe laterale. Avem primul evantai și al doilea evantai. Foarte tare. Hai să vedem dacă este evantaiul dublu. A ieșit ceva mai bine față de evantaiele simple. Mi se pare că s-a dus mult mai bine distribuit, mai ales în prima secțiune. Dar se vede foarte frumos cu aceste cerculețe, parcă sunt niște raze și aceste wave-uri portocalii. Foarte tare. Cărțile sunt foarte fine pe laterale și este mult mai subțire față de un bicycle standard. Se simte foarte profi și pregătit pentru cardistry, pentru dribble. Se distribuie foarte bine cărțile, mult mai bine și pe margine, nota 9 pentru dribble. Să le vedem și la springuri. Mult mai bine. Sunt perfecte, nota 10 pentru springuri, pur și simplu le poți controla exact cum vrei tu pentru springuri. Hai să vedem și la un display. Foarte tare se văd aceste cerculețe. Absolut genial. Ia uitați cum le învârt așa ușor. Foarte tare. Foarte, foarte frumos se vede pe spate. Și control foarte bun. Le ador. Să le vedem și la aruncări. Wow, cum se vede cercul pe spate la aruncări. Super tare. Totul rămâne pe loc acel cerc, iar restul se învârte în jurul lui.
nota 10 și pentru spin, și pentru control, și pentru cum arată. Și bineînțeles un LePaul Spread. Wow! Absolut superb! Îmi place, nota 9.50 pentru LePaul. Da, e bun și pentru trucuri, dar eu recomand doar pentru cardistrii și de colecție. Este absolut superb. Iar comentariul câștigător de astăzi este de la Gabriel Marin 21 pe rândul 9, coloana 24. Haideți că-l pezit. Rândul 15, 14, 13, 12, 11, 10, 9 și coloana 25, 24. Apasă butonul de like dacă ți-a plăcut cărțile de joc de astăzi, lasă-mi un comentariu și spune-mi ce părere ai despre aceste cărți și abonează-te la canal ca să nu ratezi niciun episod. Ne revedem mâine, iar până atunci îți urez să ai o seară de colecție. Pa, pa!